găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii! Suntem în căutarea stării de bine și astăzi avem alături de noi pe Violeta Caparaliotis și vom discuta despre un subiect care este delicat în multe dintre familii. Vorbim despre stările prin care trec bolnavii de cancer. Bine ai venit, Violeta! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Deși este un subiect atât de delicat, doresc foarte, foarte mult să discutăm pe această temă, pentru că mai puțin este abordată psihoterapia, psihologia în ceea ce privește bolnavul de cancer. Ca să zic așa, este și un subiect destul de personal, pentru că, pe de-o parte, bunica mea a murit de cancer. O clientă de-a mea care a trecut prin psihoterapie a murit de curând de cancer și aș vrea să te întreb și din experiența ta și să putem să conversăm astăzi, să vedem dacă realmente ajută suportul acesta psihologic și cum. Da, se pare că suportul psihologic ajută. Există și studii în acest sens. E adevărat, nu sunt foarte extinse, dar se pare că, de exemplu, strategiile de coping și practica adaptarea la boală și la tratament și la ce înseamnă afecțiunea oncologică este mult mai curgătoare și mai lină în momentul în care există suport psihologic. Aș vrea să începem așa cu începutul, în care chiar eu am aici și scrisoarea clientei care, din păcate, ne-a părăsit de curând. Și, practic, omul află la un moment dat care sunt rezultatele investigațiilor și chiar spune aici: făcusem recent niște investigații pentru o durere abdominală sâcâitoare. Am înghețat de frică citind rezultatul unui RMN care indica o leziune malignă în pancreas. Auzisem ce înseamnă cancerul de pancreas, nimeni nu-i supraviețuise, nici măcar Steve Jobs. A urmat coșmarul, chimio cu rezultate slabe, o operație cu rezultate bune. Dar aș vrea să te întreb, cum ar trebui să abordeze medicul în momentul în care pacientul primește diagnosticul de cancer? De specificat, foarte important, că niciodată nimeni nu este pregătit pentru un asemenea diagnostic. Din păcate, la noi, la afecțiunea cancer, îi se pune egal moarte, îi se pune semnul de egalitate cu moartea și nu este întotdeauna așa. Adică există în momentul ăsta tratamente și există remisii și există ani de zile în care pacienții pot trăi sau pot supraviețui, cum se spune, cu această afecțiune. Important este ca medicul, deși reprezintă o autoritate în fața pacientului, să reținem că autoritatea nu înseamnă impolitețe sau că politețea, de fapt, sau amabilitatea nu înseamnă slăbiciune. Este important ca medicul să discute cu pacientul calm, să-și acorde puțin timp, să îl întrebe pe pacient ce anume dorește să știe, cât anume dorește să știe, să se exprime pe înțelesul pacientului, astfel încât pacientul să aibă senzația sau să înțeleagă, să cunoască și să înțeleagă despre ce este vorba și ce este de făcut. Adică în mod normal se prezintă împreună, diagnosticul împreună cu pașii care pot fi făcuți în scopul rezolvării problemei. Da, bineînțeles că diagnosticul de cancer nu neapărat, adică nu, niciun caz nu este echivalent cu moartea, însă sunt situații în care totuși medicul îi transmite pacientului ideea că ar mai avea de 3, 3, 6, 9 luni sau mai știu eu cât. Aș vrea să te întreb dacă este în regulă să oferim o astfel de informație pacientului. Da, de obicei pacientul are tendința de a pune întrebarea cât anume mai are de trăit în momentul în care află acest diagnostic, tocmai pentru că face această echivalență între cancer și moarte, iar medicul îi răspunde funcție de anumite statistici care sunt făcute, că în această situație speranța de viață este de. Asta nu înseamnă că așa va fi.
ci ar trebui să ținem cont că fiecare pacient este unic, la fel cum evoluția bolii este diferită de la un pacient la celălalt, chiar și în același stadiu al bolii. Mm-hmm. Aș mai vrea să mai vorbim un pic despre ce a mai scris clienta în scrisoare. Nu am bănuit niciodată cât de dur va fi ce va urma. Chimioterapia este oribilă. Radioterapia nu este la fel de oribilă, dar procedurile pe care le presupuneți anulează câte un pic toată personalitatea. Tot ce știai că ai fost sau ai vrea să mai fii. Încep să fii tot mai puțin disponibil mental pentru orice interacțiune cu oamenii. În primele luni, zeci de oameni care știau de la mine sau aflaseră despre ce mi se întâmplă, îmi scriau aproape zilnic pe WhatsApp. Fizic nu puteam să le răspund. Ecranul îmi juca în fața ochilor și mă uitam din când în când la filme. Mulți dintre ei mă și sunau. Din cele 2 săptămâni cât dura o cură de chimio, 3-4 zile nu puteam vorbi deloc. Aveam gâtul umflat și mă simțeam de parcă la propriu mă lovise un tren. Aș vrea să te întreb dacă este ceva ce putem să facem pentru bolnavii de cancer. Normal, aici vorbim de unul dintre cele mai agresive cancere, dar sunt anumite lucruri pe care le putem face pentru bolnavii de cancer, apropo de a-i ajuta în stările prin care trec. Normal că în funcție de procedură și fizic te poți simți mai bine sau foarte, foarte rău. Deci odată fizic ești foarte afectat și pe de altă parte mentalul implicit. Este ceva ce putem să facem pentru bolnavii de cancer? Ok. În funcție de semnificațiile pe care pacientul le atribuie bolii, putem interveni și îi putem ajuta prin susținerea de care au nevoie. Sunt pacienți care văd boala ca pe o experiență de viață, alții care văd boala ca fiind o amenințare sau o pedeapsă, sunt pacienți care văd boala ca pe un beneficiu sau pe o eliberare. Ideea este că, indiferent cum ar vedea boala, fiecare pacient trece sau în momentul în care este depistată boala, are niște pași de făcut. O parte din pacienți, ca tratament, au nevoie de chimioterapie, o altă parte de radioterapie, o altă parte de intervenție chirurgicală. Și atunci, în funcție de stadiul în care se află și de tratamentul pe care trebuie să-l facă, putem interveni noi, ca psihologi, și le putem fi alături, încercând să le explicăm ce urmează. E important să avem informații și să colaborăm permanent cu medicul oncolog, să-i ajutăm să înțeleagă ce urmează, să-i ajutăm să înțeleagă că boala este controlabilă, crescându-le sentimentul de confort și beneficiile pe care le avem în funcție de stadiul în care se află boala și de ce urmează să facă, este că se diminuează emotivitatea crescută. Și atunci, în momentul în care se încep ședințele de chimioterapie, de exemplu, care sunt urmate de pierderea părului, și pentru femei podoaba capilară este extrem de importantă, femeia știe că se va întâmpla lucrul ăsta, îi explicăm, îi suntem alături, inclusiv în căutarea unei peruci, pentru că pierderea părului este temporară în cazul pacienților oncologici. Sau în cazul în care urmează să facă radioterapie, este posibil ca zona respectivă care este iradiată, în zona respectivă pielea să fie arsă. Atunci îi ajutăm și ei înțeleg că acest lucru este temporar și pot face față cu diferite creme, cu diverse proceduri pe care îi le prescrie medicul, să treacă mai ușor și peste această etapă. Și bineînțeles, mai sunt cei care trec prin operație și acolo trebuie pregătiți, pentru că de ce mai multe ori am văzut că au tot felul de temeri și să vedem ce facem cu ei. Cei care trec prin intervenții chirurgicale, mai ales în momentul în care își pierd un organ, nu știu, luăm de exemplu cancerul de sân, este o pierdere a feminității pentru foarte multe dintre femei. Și atunci putem să fim alături și să găsim soluții alternative, da, împreună cu pacientul sau cu pacienta,
să găsim soluții alternative de recâștigare a ceea ce înseamnă feminitate, să vedem dacă există și altceva care reprezintă pentru pacienta respectivă feminitate și dacă aș poate păstra feminitatea chiar dacă își pierde sânul. În alte țări se lucrează în operații în doi timpi. Odată cu mastectomia se face și protezarea mamară. Am văzut că există acest obicei al nostru, al oamenilor, nu doar al celor care sunt bolnavi de cancer, să căutăm pe internet și să vedem ce se întâmplă cu starea noastră de sănătate. Este ceva ce ne ajută realmente vis-a-vis de în fața unei boli, adică ne dă resursele de care avem nevoie ca să trecem mai ușor prin boală? Nu știu dacă ne dă resurse, dar este important. Oamenii vor căuta pe internet, indiferent dacă noi îi rugăm să nu caute, ei vor căuta. Și atunci eu în general le spun clienților, pacienți oncologici, că este ok să caute, dar ulterior să verifice oricare din informațiile pe care le-au găsit pe internet, să le verifice cu medicul oncolog. Pentru că informațiile pe care le găsesc ei pe net sunt individuale, sunt ale cuiva care a trecut prin această experiență. Nu înseamnă neapărat că se potrivește și afecțiunii momentului, tipului de celule cu care există cancerul respectiv. Da, eu aici am fost mai categorică și sunt mai categorică în relația cu clienții și le spun în niciun caz să nu caute pe internet, cel mai bine să verifice împreună cu medicul căruia i-a acordat încredere, pentru că altfel poate să fie foarte multă bulversare și fix așa cum spui și tu, acolo vorbim de pacientul X cu un istoric, cu anumite gene, deci nu se poate compara un caz cu celălalt. Da, spune-mi, scuză-mă. Mai ales când deja ai un anumit diagnostic, ești în îngrijirea cuiva, înțeleg la început când poate ai niște simptome și vrei cumva să știi cărui medic să te adresezi, cărei specialități, deși ai medicul de familie. Dar odată ce ți s-a pus diagnosticul, cred că cel mai bine și ți-ai găsit medicul care te tratează să discuți clar cu el dacă ai anumite neclarități. Da, așa este. Eu nu sunt atât de categorică. Eu chiar îi rog să caute pentru că ei vor căuta oricum, indiferent dacă eu le interzic sau nu. Însă, în momentul în care intervenim cu suport emoțional, pacienții nu mai au nevoie să caute pe net, pentru că suportul emoțional le dă și senzația, da? Îi implică în rezolvarea problemelor. Da? Le dau, au sentimentul de putere, da? De control, și atunci nu mai au neapărat nevoia să caute pe internet. Practic își dezvoltă și capacitatea de a face față acestor probleme. Și încet încet se opresc singuri din a căuta informații pe internet. Și atunci eu le dau voie să se oprească singuri, să le dau timpul necesar să până simt că au nevoie să se oprească. Vorbeai mai devreme despre faptul că unii dintre ei iau această boală ca pe o oportunitate de învățare și mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta și m-a adus aminte că fix și această clientă a cărei scrisoare o am aici, îmi spunea că a fost o perioadă foarte bună în care cumva timpul s-a oprit în loc și a fost mai atentă la ea, la corpul ei, la ceea ce simte și a adus aminte de multe lucruri care poate nu au fost rezolvate din punct de vedere emoțional. Aș vrea să te întreb apropo de oportunitatea aceasta de învățare și de a te cunoaște pe tine, există un anumit tip de personalitate care dezvoltă acest tip de boală? Dacă stăm să ne uităm la cei care au cercetat o parte dintre ei, unii spun că există. De exemplu, Lydia Temoșoc spune că există personalitatea de tip C, adică persoanele care sunt introvertite, care nu își exprimă sentimentele, la care întâlnim oarecare platitudine emoțională, care fug de emoțiile puternice. Ea îi numește căutători.
Doar că aceste studii pe care ea le-a început prin 1979-80, dacă nu mă înșel, au fost făcute pe pacienții care deja au boala. Nu știm dacă într-adevăr există vreun tip de personalitate care să reprezinte o premisă sau un factor etiologic în dezvoltarea, în apariția sau în dezvoltarea unei tumori oncologice. În rândul clienților tăi bolnavi de cancer, ai identificat persoane care tot așa au simțit că s-au dezvoltat personal în perioada de boală, că le-au schimbat viața sau stilul de viață complet, dincolo de diagnostic și faptul că normal treci prin anumite stări, dar care efectiv au văzut această oportunitate și dacă da, să ne spui care au fost revelațiile lor. Da, am întâlnit persoane care au devenit brusc religioase și care au considerat că practic această boală le-a apărut, da, ca să îi întoarcă către Dumnezeu, către divinitate. Sunt persoane care au spus că a apărut această boală pentru a se putea odihni, pentru că munceau foarte mult. Și atunci s-au gândit că dacă ei n-au reușit să se oprească, a venit boala ca să îi oprească. A fost o oportunitate pentru a se odihni. Aceste persoane se adaptează mai ușor bolii. În sensul în care, văzând-o ca pe oportunitate, reușesc să facă față, da? Își dezvoltă capacitatea de a face față bolii, se implică în propria vindecare, încercând să înțeleagă de fapt care este mesajul, ei consideră că este un mesaj în spatele bolii și încercând să înțeleagă care este mesajul, se implică practic în propria vindecare și reușesc, dacă vrei, de multe ori să, și astea sunt iarăși sunt niște studii făcute în Statele Unite, reușesc chiar să prelungească supraviețuirea. Dacă tot vorbim și sunt la capitolul acesta legat de personalitate și de stările pacienților, este ceva anume ce le recomanzi oamenilor care, odată ce sunt diagnosticați, nu știu, vorbim de mici practici pe care să le aibă de zi cu zi, astfel încât starea lor de bine să fie influențată? Da, eu le recomand, în afară de faptul că încerc să-i ajut să-și exprime și să-și înțeleagă propriile emoții, eu le recomand, practic, să-și continue activitatea, să facă meditații, pentru că se pare că meditațiile ajută foarte tare, să încerce să se relaxeze, să-și găsească timp în a fi ei cu ei și să stea de vorbă cu ei, să-și mențină un nivel ridicat al funcționării fizice și mentale. Îi încurajez în menținerea normalității vieților. Da? Iar modificările, ți-am spus, să facă meditații, să se relaxeze, îi învăț tehnici de relaxare, îi învăț cum să stea de vorbă cu sine ca să se înțeleagă. Și bineînțeles să se conecteze la toate pasiunile lor care practic le dau o stare nemaipomenită. Wow. Da, este extraordinar de important să se conecteze la pasiuni. Mulțumesc că mi-ai amintit, ți-am spus că s-ar putea să uit câte ceva. Îți mulțumesc mult că mi-ai spus de pasiuni, că sunt foarte importante. Chiar dacă par ciudate, nu știu, sunt oameni care vor să studieze iarba, să vadă iarba. Deci am avut pe o clientă, pacient oncologic, care dorea și îi plăcea de când era copil și se oprise din a sta în iarbă, a mirosi iarba, a o studia, a lua pur și simplu firul de iarbă și a se uita la el. Asta făcea când era copil și îi plăcea foarte tare. Nu mai făcuse asta de 30 de ani. S-a întors la iarbă și mi-a spus că se simte senzațional.
Da, asta practic ne crește nivelul acela de energie atâta timp cât reușim, cum spuneai și tu, dacă ai o atitudine constructivă în fața bolii, pozitivă, că vine să te tragă de mânecuță și să spună hello, ce faci? Nu mai faci lucruri pentru tine, inclusiv ce te pasionează, atunci cu siguranță va schimba starea. Aș mai vrea să te mai întreb și o să citesc după ce am răspuns la întrebare. Cum ar trebui să se comporte familia, prietenii cu bolnavii de cancer? Dacă e să spunem acum câteva idei, astfel încât realmente ei să se simtă, să simtă suportul celor din jur. Pentru că de cele mai multe ori trebuie să recunoaștem că este foarte trist pentru familie să afle un astfel de diagnostic, să se îngrijoreze foarte mult și să transmită și din stările lor pacientului. În primul rând, pacientul bolnav, pacientul oncologic, este conștient de o oarecare degradare fizică în care se află sau se va afla. Și atunci ce va face? Va refuza vizitele, va refuza contactul cu prietenii. Pe măsură ce suferința se accentuează, practic se va izola social. Nu știu, îi va fi rușine față de o anumită stare de dependență. Și atunci avem trei categorii de familii, dacă vreți. Avem familia care este supraimplicată emoțional și care nu încearcă să-l supraprotejeze sau să-l pe pacient, el simțindu-se din ce în ce mai bolnav în această situație. Există familia care este critică și care explică pacientului că el este de vină, că ar trebui să poată să se ridice și că e lene și că ar trebui să poată să facă lucruri și că nu vrea. Există familia ostilă care învinovățește pacientul. Din cauza ta, pentru că nu știu ce ai făcut, uite unde ai ajuns. Din cauza ta, ai fumat prea mult, ai băut prea mult și așa mai departe. Exact, exact. În toate aceste situații ar trebui găsit un echilibru. Deci, practic, familia trebuie să-i fie alături pacientului atunci când are nevoie. Trebuie să înțeleagă momentele în care, fără să vrea, poate are tendința de izolare față de familie, să-i acorde timpul pe care pacientul are nevoie să-l aibă cu sine. Și ce cred eu că este important, să înțeleagă să fie acolo atunci când pacientul are nevoie și în modul în care pacientul are nevoie. De aici ne referim aici vorbim despre susținerea familiei. Susținerea familiei nu înseamnă doar să vedem care sunt tratamentele medicale, mergem la medic, facem tratamentul, venim acasă și ne continuăm viața exact ca înainte. Este de preferat să păstrăm cât mai mult din modul de viață anterior, dar să ținem cont de lucrurile care s-au modificat, mici, adevărat, și care se vor modifica treptat în existența familiei. Noi facem și eu am organizat și mai organizez încă niște cursuri de psihoeducație. Și pentru pacienți și pentru familii în mod special, tocmai pentru a afla cum anume să discute cu pacientul, ce să-i spună, ce să nu-i spună, în sensul în care nu mergem și îl batem pe umăr și spunem lasă-mă că o să scadă părul, dar să știi că o să-ți crească, stai niște, nu e nicio problemă. Da? Pentru că minimizăm în felul ăsta emoția și nu înțelegem starea prin care trece pacientul oncologic. Și atunci cum am putea să procedăm într-o astfel de situație apropo de păr? Am putea să explicăm că înțelegem că este o perioadă neplăcută, da? Este o perioadă grea, noi suntem alături și în această perioadă putem să găsim variante alternative. Să mergem să căutăm o perucă, hai să vedem amândoi care se vede mai puțin, care nu ne dăm seama că ar fi perucă, care e mai apropiată de coafura pe care a avut-o inițial. Să încercăm să fim alături și să-l întrebăm. De multe ori e de preferat și eu îi sfătuiesc pe membrii familiei să-l întrebe pe pacient ce are nevoie. La fel cum încurajez pacientul să-și exprime emoțiile și nevoile. Comunicarea este extrem de importantă. Și comunicarea... modul, da. Și modul în care comunicăm, corect. Exact. Când asta am să spun, comunicarea și modul în care o facem. Nu doar să vorbim, ci să ne ascultăm unii pe ceilalți. O să mai citesc din scrisoarea, o să o numesc Ana. Să vedem ce ne mai spune Ana despre interacțiunea cu prietenii.
Din zecile de oameni care îmi scriau inițial, au rămas în câteva luni maxim 10 oameni cu care mai acceptam să vorbesc. I-am împărțit pe ceilalți care au dispărut în trei categorii. Prima, cei care începeau orice conversație cu întrebarea: cum te simți? Este cel mai stupid mod în care poți aborda o persoană bolnavă. Câteodată începeam să râd, altădată să plâng, altădată mă enervam, le răspundeam întrebându-i: de ce tu te simți rău? Ce aș fi putut să le spun? De unde să încep? Să le spun unde și cum mă doare, dacă și când am vomitat? Cum nu pot să mănânc pentru că am afte sau că sunt o epavă când mă gândesc la copilul meu mic care va crește fără mamă? Mă simt ca naiba în general, dar poate nu îmi place să mă plâng, așa că nu mă întreba cum mă simt. Este o regulă de politeță de bază să nu faci omul să se simtă inconfortabil și să-l lași pe el să spună despre cum se simte, dacă are ceva de spus și dacă chiar poate. Când întrebi pe cineva bolnav cum se simte, te auto-inviți în boala lui, despre care nu ți-a confirmat că vrea să vorbească. Unii au înțeles, alții s-au retras, altora nu le-a mai răspuns pur și simplu. Întrebarea corectă este aia obișnuită, care pare de complezență, dar de fapt este o întrebare deschisă și normală. Ce faci? Ce mai faci? Așa lași omul să vorbească despre ce vrea și nu îl faci să se simte inconfortabil. A doua categorie, cei care începeau conversația oftând și o țineau tot așa până închideau telefonul, oftând continuu. Nu am înțeles nici acum de ce oftau. De fapt, pe unii i-am întrebat și am constatat că, deși era modul lor de a încerca să fie empatici, în substrat era de fapt frica lor că boala asta s-a apropiat atât de mult de ei, prin mine, și că de fapt îi poate atinge oricând. Prin oftaturi mă mai întrebau și cum mă simt, cum e la chimio. Și în încheiere îmi spuneau că o să fie bine. Sigur, toți ne dorim să fie bine, dar e important să și crezi când o spui unui om bolnav. Nu să o folosești cu jumătate de gură ca să scapi dintr-o conversație care ți-a devenit incomodă. A treia categorie, oamenii care se supărau că nu le răspundeam la telefon, pentru că ei simțeau că fac un act de caritate atunci când mă sunau sau îmi scriau. Despre aceștia nici nu are sens să mai scriu, le doresc sănătate și numai bine. Acum au rămas lângă mine mâna de prieteni apropiați despre care știam că îmi vor fi mereu aproape orice ar fi. Ce ne ajută, mai ne spune ea aici? Ne ajută să fiți cu noi așa cum ați fost mereu. Dacă de obicei mă sunai să vorbim despre pisici, despre asta vreau să vorbim și acum. Dacă mă sunai când te enerva nevasta, tot despre asta vreau să mă sun și acum. Ne ajută să fiți deschiși. Vorbim normal despre ale noastre și întrebăm: vrei să-mi povestești despre cum merge tratamentul sau orice altceva despre boala ta? Atunci lași omului liberul arbitru și el îți va spune dacă va vrea sau va alege să nu spună nimic. Ne ajută să vă comportați normal, fără să oftați fals, fără întrebări săcăietoare, fără mimarea interesului. Un om care trece printr-o boală gravă are puțin timp în care se simte bine, este disponibil, așa cum era înainte. Respectați asta. Ne ajută să râdem. Desigur, nu înseamnă să ignorăm situația în care se află bolnavul, dar dacă știm cum le-am putea face să râdă, ar fi bine să facem asta. O glumă, un filmuleț funny, vreo chestie savuroasă de la birou, vreo gafă simpatică, orice care îl întoarce pe bolnav în lumea, din lumea reală. Ne ajută să ne ajutați, nu să ne întrebați cum să te ajutăm. Cum poți să te ajut? Este majoritatea covârșitoare a cazurilor o întrebare de politețe. Este sadic și foarte urât să o folosești dacă nu o iei în serios. Vă rog să nu o mai adresați niciodată dacă nu aveți cu adevărat disponibilitatea de a ajuta. Oamenii bolnavi au nevoie de mult ajutor, dar foarte rar îl cer pentru că nu vor să încurce. Au nevoie să-i aducă cineva de la chimio, să stea cu ei până fac un duș, se bagă în pat. Au nevoie să le cumpere cineva medicamente, de cineva să le gătească, să le plimbe câinile, să-i scoată și pe ei la plimbare, pentru că cel mai des nu pot merge singuri. Au nevoie de prieteni adevărați. Nu-i încurcați dacă nu faceți parte din categoria asta. Ne ajută să observați că încă suntem vii și vrem să ne tratați ca atare. Repet, vorbim despre un cancer la pancreas. Și da, sunt destul de multe idei valoroase pe care ni le-a lăsat Ana și pe care le putem folosi în această emisiune. Aș vrea să te întreb, familia în sine și a trece printr-un șoc emoțional dacă vorbim de un cancer mai violent. Ce putem să facem pentru familie? Pentru că până acum am vorbit despre bolnavul de cancer, dar familia
în sine are și ea de multe ori nevoie. Vorbim de soț, de soție sau vorbim de copii, de practic de familia foarte, foarte apropiată. Ce facem în situația aceasta? În primul rând, putem implica familia dacă pacientul dorește acest lucru, pentru că sunt pacienți care nu doresc implicarea familiei. Și atunci e foarte important să discutăm cu pacientul și să-l întrebăm dacă dorește sau nu implicarea familiei. Aici mă refer mai degrabă dacă partenerul de viață se gândește că poate o să rămână fără celălalt partener. Adică mă refer strict la suportul emoțional, nu neapărat la faptul că... Adică vorbim de o terapie individuală, n-are legătură, să zicem așa, directă cu pacientul bolnav de cancer. Da. Sigur că putem lucra cu membrii familiei astfel încât ei să fie pregătiți pentru ceea ce va urma. Tu te referai, la avea un ca la terapia de cuplu în care se folosește același psiholog. Eu mă refer la modul general, pot lucrurile să fie făcute și separat, nu trebuie neapărat cu același psiholog. Da. La modul general este extrem de important ca membrii familiei unui pacient oncologic să fie pregătiți în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple, mai ales când e vorba de un cancer agresiv în care urmează pierderea acelei persoane. Da? Și atunci este de preferat să se lucreze cu membrii familiei astfel încât să reușească să înceapă, da? Să fie pregătiți, mai ales copiii, să fie pregătiți pentru pierderea părinților. Pentru că pentru copil, părinții sunt persoanele de referință din viața lui. Uh-huh. Și atunci este important ca familia să înțeleagă că nu stăm puteri, nu e nimeni vinovat pentru asta. Este extraordinar de important să înțeleagă că nimeni nu este vinovat. Uh-huh. Și atât familia cât și pacientul. Și să fie pregătit încet, da? Să conștientizeze și să internalizeze ceea ce va urma. Mă gândeam și la ce a lăsat aici Ana scris, faptul că uneori, practic, atunci când o sunau prietenii, își spunea ea acolo în scrisoare că sunt mai conectați la ideea aceasta de boală și cumva există acolo în spate o frică față de a face ei o astfel de boală. Și mă gândesc că și familia poate să dezvolte un astfel de sentiment în care să înceapă să se caute, să se gândească la propria lor viață. Și mă gândesc că și aici este important acest suport emoțional și vreau să întreb cum se întâmplă în astfel de situații. Când îți este teamă practic de propria sănătate și mai ales, uite, cum spuneai și tu, există și un copil la mijloc, practic responsabilitatea o să ajungă să fie pe umerii tăi. Da, responsabilitatea destul de mare, mai ales când discutăm despre pierderea unui părinte, când celălalt părinte simte că va rămâne singurul responsabil pentru starea de bine a copilului. Și într-adevăr, ideea este să se meargă și să se încerce focalizarea pe faptul că situațiile sunt diferite, că nu înseamnă neapărat că dacă un membru al familiei sau partenerul de viață are o anumită afecțiune și ceilalți membri o vor avea, chiar dacă boala este aproape de el, da? Și practic să venim puțin în realitate, să plecăm din gânduri și din emoții și să vedem ce spune realitatea. Că de fapt realitatea spune că fiecare pacient e diferit, fiecare boală este diferită. Nu înseamnă că dacă cineva are această boală, o va face și sora sau fratele. Pentru că, de exemplu, am văzut un cancer de sân cu pierderea surorii și sora supraviețuitoare se gândea cu groază că o va aștepta aceeași experiență. Mm-hmm. Apropo de frici. Și varianta a fost pur și simplu să se ducă și să-și facă determinarea genetică, să vadă în situația asta. Adică hai să vedem ce spune realitatea. Realitatea spune că tu ai
da, ești la fel ca sora ta, chiar dacă sunteți surori. Adică să încerce să facă diferența între ce se întâmplă și ce simte el că se întâmplă. El celălalt din familie. Și mă gândesc că tot așa este bine ca familia să își vadă în continuare de viață, să facă lucruri frumoase împreună, să creeze amintiri atâta timp cât un membru al familiei își poate permite din punct de vedere fizic să fie prezent și să facă activități care le place. Deci acum întrebarea vine la nivel de familie, cum ar trebui să se comporte și ce ar trebui ei să facă ca să păstreze o normalitate de care, așa cum scrie și Ana în scrisoare, o normalitate de care au nevoie ca ei să se simtă bine. În primul rând să modifice cât mai puțin modul lor de viață anterior. Iar familia, oricum asta e treaba familiei în general, este să construiască amintiri, cum spuneai. Deci construim amintiri. Noi asta facem în fiecare zi din viața noastră. Construim amintiri, amintiri pentru noi, amintiri pentru cei din jur. Și dacă putem să avem grijă să construim amintiri frumoase, cu atât mai bine. Frumoase și pentru noi, nu doar pentru cei din jur. Apropo de structura de personalitate de care spunea Lidia Temoșoc. Dar este foarte important ca familia în general să țină cont și de pacientul oncologic, care să aleagă, care să aibă voie să aleagă dacă vrea să vorbească despre boală, dacă nu vrea, pentru că familia, tocmai membrii familiei, pentru că se tem, au tendința de a pune mai multe întrebări. Da, la tine cum a fost, da, la tine cum e, sau chiar și prietenii. Și atunci să-i dea voie să aleagă dacă și când vrea să vorbească, să-și continue aceleași activități pe care le-au făcut sau pe care le făceau anterior bolii, în măsura în care se poate și în care este confortabil și pentru pacient, și să trăiască în momentul prezent. Pentru că despre mâine nu știm. Mâine, când noi facem cunoștință cu acel mâine, el este astăzi. Și atunci, haide astăzi să ne bucurăm de tot ceea ce există în viața noastră frumos. Aș mai vrea spre finalul emisiunii să mai fac câteva precizări, lucruri care le-am remarcat și poate să mai vin și ție pe măsură ce le menționez, mai vin și ție idei și din ce ai lucrat cu clienții tăi. Atunci când treci prin chimio, prin radioterapie, prin diferite proceduri care poate te incomodează, vorbeai tu mai devreme despre meditație, există anumite înregistrări, există anumite melodii pe care le poți asculta în timpul procedurilor, care te vor face să te simți mai liniștit, să poți să, chiar în cazul acestei cliente, Ana, în momentul în care primea substanțele în corp, îi o rugam să-și imagineze că se duc fix acolo în zona afectată și lucrează doar acolo și după aceea se elimină. Adică cumva vizualizarea că și tu contribui la acest proces prin puterea minții tale. Și ideea asta de meditație, care ea poate să fie foarte bine focusată pe stările prin care treci seara înainte de culcare, tot așa să vizualizezi cum corpul tău se regenerează, cum își construiește vitalitatea. Adică să nu aștepți ca totul să vină doar de la medici și doar din exterior, ci împreună cu tine și cu corpul tău. Dar, bineînțeles, pentru asta trebuie să te antrenezi un pic mental și să ai această atitudine pozitivă și de învingător. Să simți că practic ai această resursă și ai această încredere în corpul tău, care este până la urmă o minune a naturii. Este atât de perfectă, nimeni până acum n-a reușit să reproducă omul, și să avem încredere în corp și în puterea lui de regenerare. Deci asta, da. Da, spune-mi. Asta mi se pare foarte important, ca numai tipul acesta de boală, dar și în alte boli, să vizualizăm cum există o parte din corpul nostru care vine și contribuie și care are putere să facă față, și cu exercițiile de meditație ele pot să ajute foarte, foarte mult. Inclusiv tratamentul pe care îl primești va avea efecte mai bune și chiar efecte adverse mai puțin violente. Te rog. Se pare că da, dacă practic oamenii sunt dispuși să primească, și exact cum spuneai,
Se poate învăța, se poate lucra pe vizualizare creativă, vizualizare creativă ghidată, da, ca să învețe pacientul cum anume să facă, exerciții de relaxare, muzică, yoga, tot felul de moduri de relaxare, iar ideea de vizualizare îi ajută pe pacient să-și construiască ulterior strategii de coping, pentru că ei simt că sunt implicați în propria vindecare și își construiesc strategii de coping pozitive. Sunt zile în care nu se gândesc deloc la boală. Sau dacă medicul spune că tratamentul trebuie schimbat, el o va face fără niciun fel de problemă. Sunt cei care știu care știu să se implice și să lucreze cu propriul corp. Este foarte greu de ajuns acolo. Mai ales că, în general, pacienților și când le spui de meditație, sunt foarte puțini care spun: cum adică să stau așa pur și simplu și nu? Hai să încercați! Adică, da. Și atunci încercăm să lucrăm în cabinet și să învețe să facă lucrurile astea. Să încerce să se ridice, să caute ce e folositor, să facă față situațiilor dificile. Exact cum spuneai tu, în ședințele de chimioterapie, să permită substanțelor să-și facă treaba, da? Să nu se împotrivească. Este foarte important să nu se împotrivească. Să-și imagineze că ele intră, își fac treaba și ies. Da? Nu mai umblă prin altă parte, nu mai au nimic altceva de făcut și pur și simplu ele au acolo că funcționează țintit, dacă vrei. Îți mulțumesc frumos, Violeta, pentru intervenția de astăzi. Sper să ne mai auzim cu alte subiecte și să mai povestim. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă doresc foarte multă sănătate și să aveți inspirație cu privire la propria viață. Pe curent! Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc, Violeta. O zi frumoasă!